Așa arată o zi din programul meu de vizită de lucru la Montesano. Dimineața de vreme plec din casa Magdei, după ce cu o seară înainte stabilim tot ce urmează să facem a doua zi. Pe poarta grădiniței este lipit afișul cu atelierul pentru părinți, pe care îl voi susține în această după-amiază. De 9 ani vin anual să vizitez grădinița și de fiecare dată vocile copilor mă fac să zâmbesc instantaneu ce intru pe poartă. Îmi pun cu minte bătoșeii la intrare și apoi merg în biroul, care în funcție de perioada din an în care merg este decorat diferit. Primul lucru pe care îl vizitez este bucătăria, unde este întotdeauna mare forfotă cu mult timp înainte de a veni primii copii. Am și un motiv personal pentru care mă grăbesc la bucătărie. Îmi este foame. E greu să te uiți la ta mâncare fără să și mănânci din ea, dar eu sunt privilegiată că trebuie și îmi doresc să gust din toate bunătățile. Toată pâinea este făcută în bucătăria proprie din făinuri integrale. Tot uleiul care este folosit este ecologic de măsline. Întotdeauna verific lista de copii cu alergii, întreb despre fiecare caz și în funcție de asta le dau sugestii despre cum ar trebui să fie meniul pentru ei. Apoi verific meniul din ziua respectivă și deja îmi plouă în gură. Azi au supă cremă de praz, rădăcinoasă și cartofi cu crotoane din pâine integrală. Iar felul 2 au pește la cuptor cu sute de mazăre și muștei cu salată verde cu morcov. Toată mâncarea este porționată pentru fiecare grupă de prichindei, dar și pentru școala Montesano, căci tot în această bucătărie se gătește și pentru școlari.